Consiliul Județean a alocat sumele necesare pentru achiziționarea noului aparat de testare RT-PCR, iar amenajarea spațiului s-a realizat în regie proprie de către Spitalul Județean Baia Mare. Valoarea echipamentelor este de aproape 444.000 de lei. În prima etapă pot fi făcute 96 de teste. Pacienții testați sunt automat înscriși în platforma națională Corona Forms, gestionată de STS. Urmând a fi anunțați prin SMS, dacă sunt pozitivi, automat informația ajunge și la Direcția de Sănătate Publică, care introduce datele în sistemul de monitorizare a pacienților cu COVID-19. Mai facem un pas important pentru sănătatea maramureșenilor prin demararea testărilor și în cadrul Spitalului Județean. Suntem alături de personalul medical din prima linie în lupta împotriva pandemiei COVID-19 și îi asigur de întregul meu sprijin. La Consiliul Județean Maramureș am înțeles din primul moment că trebuie să susținem cu prioritate finanțarea spitalelor din subordine pentru sănătatea maramureșenilor, a spus Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean. Paramureșeni au două variante de a se testa la Spitalul Județean, la cerere cu plata contravalorii de 300 de lei a testului și completarea documentației aferente sau în urma stabilirii de către medic a încadrării în definiția de caz, expunere directă, simptomatologie, rezultat rapid pozitiv. Testarea contra cost se realizează cu programare la Spitalul Județean. În prezent în Maramureș mai funcționează trei platforme de testare RT-PCR la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Spitalul Municipal Sighet și la Spitalul Orășenesc. que de sus